Miercuri 5 aprilie se semnează contractul de lucrări pentru grădinița numărul 16. O nouă investiție va fi demarată în municipiul Târgoviște. Este vorba despre reabilitarea și modernizarea grădiniței numărul 16 Târgoviște. Investiția are o valoare de peste 1 milion de lei și se derulează prin PNDL. Mâine, la orele 12 vom semna contractul pentru grădinița numărul 16 din municipiul Târgoviște. Este un proiect finanțat prin PNDL, un proiect de peste 1 milion de lei. Vizează învelopări, schimbări de tâmplărie, pardoseli, din care ministerul suportă undeva la 40%. Deci începem o nouă investiție în municipiul Târgoviște. Primăria Târgoviște a depus foarte multe proiecte pe PNDL care au ca scop îmbunătățirea condițiilor din unitățile școlare de pe raza municipiului Târgoviște.